Împărate sfinte, iubitorule de oameni stăpâne, îndelung răbdătorule, Doamne făcătorule a toată făptura cea văzută și cea nevăzută, care toate le chivernisești cu cuvântul negrăitei tale puteri și singur ai stăpânirea asupra vieții și a morții, cel ce pedepsești cu dreptate și cu iubire de oameni, iarăși vindeci, care vremelnica noastră viață o cârmuiești cu prea-nțeleapta ta putere de grijă și în tot chipul mântuirea noastră bine o întocmești. Știind că păcatele noastre, cele multe, au cutremurat pământul și l-au tulburat, și din pricina lor și cutremur au venit asupra noastră de la fața mâniei tale, îndelung răbdătorule, inima noastră s-a tulburat, clătinându-se pământul, și frica morții a căzut asupra noastră, ca nu cumva ca un leu să răpească sufletele noastre, nefiind cine să le izbăvească, ca nu cumva să ne înghită și să ne acopere stricăciunea, nefiind cel ce izbăvește, nici cel ce mântuiește. Pentru aceasta la tine cu umilință cerem și te rugăm pe tine, singurul stăpân, care nu ții minte răul, să nu pomenești fără de legile noastre, cele de demult și cele de acum, nici să nu cumpănești greutatea păcatelor noastre cu răsplătirea cea cuvenită. Că de vei intra în judecată cu neamul nostru acesta, nimeni nu se va îndrepta înaintea ta, ci va pieri cu totul de pe pământ pomenirea noastră a tuturor. Adu-ți aminte, îndelung răbdătorule, de îndurările tale, cele din veac, și de milele tale și de legământul tău, cel adevărat, către părinții noștri, și să nu ne înghită pe noi adâncul pământului, nici să ne mănânce gura lui, ci milostivește-te spre noi, cei umiliți, și ne miluiește pe noi, cei smeriți, și ne cercetează pe noi, cei ce ne tulburăm, de înfricoșătoarea îngrozirea cutremurului, și suntem cuprinși de temerea și frica cea multă. Și de sunt undeva între noi unii care se tem de numele Tău și păzesc poruncele Tale, o parte mică, oarecare aleasă, sămânță binecuvântată, visteria ascunsă, pe care Tu unul o știi și o păzești, ascultă ca un bun pe aceștia care cheamă facerea Ta de bine și mila Ta asupra noastră și primește rugăciunile lor ce se aduc Ție pentru poporul cel ce a greșit. Stăpâne, iubitorule de oameni, precum ai ascultat pe Avram, pentru cei din Sodoma, pe Daniel și pe Ieremia, dumnezeieștii Tăi proroci, care au îmblânzit bunătatea Ta asupra robiei lui Israel, ca din neam în neam să se slăvească adâncul cel de nepătruns al iubirii Tale de oameni și al îndelung răbdării Tale, și ca noi să-Ți aducem Ție dar de mulțumire, întoarcerea și pocăința noastră, fiind întăriți cu puternică mâna Ta pentru rugăciunile și cererile întru tot prea curatei Maicii Tale și ale tuturor sfinților care din veac au bine plăcut Ție. Amin.